Avem cuțit deasupra. Trebuie să facem cuțitul să se transforme în... furculiță! Furculiță! Bravo! Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit pe Viața cu Verdini! Duminica înveți magie cu Verdini! Astăzi o am invitată specială alături de mine, pentru voi, pe Rita Aiurita, de după spectacolul de la Palatul Copiilor, unde am avut sala plină și a fost o nebunie. Ne-am trezit la 6 dimineața, am făcut un super spectacol, oamenii au zis că a fost cel mai reușit spectacol al nostru din ultimii 2 ani. Din istorie. Și eu sunt de acord cu asta. Și revenim la rubrica noastră săptămânală, Duminica înveți magie cu Verdini. Ea nu știe ce urmează să se întâmple. Am adus aici o furculiță, te rog să ții furculița. Ar trebui să mâncăm în mod normal. Un prosopel, ar trebui să mâncăm. Da, este un prosopel. Așa, și se face în felul următor. Se pune prosopul pe jos, imediat vă explic și cum veți face voi, da? Se rulează. Nu. Ba, credeam că o știi. Uite, se rulează bine, da? Și se derulează. Ups! Am greșit! Eram sigur că am greșit. N-am mai făcut de mult magia asta. Nu tăiați, nu opriți. Ce se întâmplă? Fiind un tutorial, e în regulă să greșim. De fapt, eu trebuia să le pun așa, la mijloc. Mi-am adus aminte. Vezi? Și să le răsucești așa. Așa împreună. Înțelegi? Suntem minunați. Da. Și apoi să tragi așa și să obții altceva. Nu mai știu cu ce am pornit. Cu furculița. Am pornit cu furculița? Da. Aoleu. Ia să vedem. Ta-da! Ta-da! Și-a apărut cuțitul. Așa trebuia să fie. Bravo! Deci, așadar, duminica înveți magie cu Verdini, dar eu nu mai știam cum se face trucul ăsta. Încerc să mențin lucrurile. N-ai mâncat nimic astăzi, deci... Încerc să mențin lucrurile simple. Ideea este că ai un alt obiect ascuns sub prosop și faci această răsucire. Mișcare dublă. Da. Și întorci. Ta-da! Poli, cum s-ar vezi? Spune. Asta se întâmplă. Cuțitul este de desubt, le prinzi pe amândouă, le răsucești. Tac, 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 tac. Și... ta-da! Deci, avem cuțit deasupra. Trebuie să facem cuțitul să se transforme în... furculiță! Furculiță! Bravo! Ați înțeles? Ce vreau să spun? Nu vă va ieși din prima, așa cum nu mi-a ieșit nici mie. Asta dar e cea mai importantă lecție. Nu vă enervați. Dar nu vă enervați. Continuați să repetați. Continuați să încercați, perseverați, da? Chiar dacă veți greși un truc de magie, trebuie să continuați, trebuie să vă amuzați, să nu vă luați prea tare în serios, așa cum fac eu de multe ori și mă autosabotez, și să vă comportați ca și cum ar fi prima dată când vi se întâmplă această magie și să vă bucurați de ea, pentru că dacă voi vă bucurați de ea, se va bucura și publicul vostru. Așadar, ne revedem și duminica viitoare cu Duminica înveți magie cu Verdini, dar ne revedem și în fiecare zi, pentru că noi postăm în fiecare zi pe acest canal, pe Viața cu Verdini, nu-i așa? Da. Cam toată viața noastră, vlogul nostru, da? Felix, ai terminat grătarul? Nu? Hai să vedem, ne luăm la revedere, facem cu mâna către publicul nostru minunat. Și nu uitați că împreună suntem minunații! Dar acum înfometații!